Dumneavoastră alegeți filmul, subiectul sau vă alege el pe dumneavoastră? Nu știu. Nu vine să spun că eu îl aleg, dar dacă spun asta, înseamnă să greșesc. Dacă aș spune că el mă alege, iarăși aș greși. Nu știu unde se află lucrurile astea, unde, cum se întâmplă. Cred că amândouă enunțurile sunt valabile. Scuze. Spuneți? Vă ascultam. Ambele enunțuri sunt valabile. Da, cred că ambele enunțuri sunt valabile. Câteodată e mai ușor de identificat ultima amintire pe care o ai legată de felul în care ai început lucrul la un film, devine ultima singura amintire înregistrată. Și atunci zici, ideea asta a plecat de la, nu știu, dar tu știi foarte bine că n-a plecat așa, că lucrurile nu se întâmplă așa. Cum vezi Sierra Nevada și mă întreabă cineva, dar cum, de unde pleacă ideea? Și pentru că a scurta calvarul, spun taică mi-a murit în 2007, la parasta s-au întâmplat fel de fel de lucruri, iar mai târziu, în 2011-2012, când m-a sunat Miro, directorul festivalului de la Sarajevo, să mă întrebe dacă am un scenariu și am zis, nu, n-am, dar pot scrie unul, aveam în minte această poveste. Mă gândeam că atunci, în perioada aia, mă gândeam la asta, adică la 4-5 ani de la moartea lui taică. Mai eu să mă gândesc că ar trebui spusă povestea aia. Nu neapărat povestea aia, aia nu poate fi spusă. Aia nu există, nu mai există. Există doar amintirea noastră aproximativă despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Dar o poveste legată de o situație ca asta. Niște oameni se întâlnesc la parastas. Și atunci spun, da, uite așa s-a întâmplat. Oare chiar așa s-a întâmplat? Nu. A fost mult mai amestecat. Nu. Ca întrebările alea din oracol, sportul preferat, filmul, actorul preferat, ce-ți place la persoana iubită, iubești, ești iubită, ești iubit. Informații. Da. Și atunci când apar întrebările astea, alte mize apar odată cu întrebările. E funny, pentru că la un moment dat, când eram mici, erau testele astea psihologice, nu știu, chestii care circulau prin școală. Și era asta cu animalele, să spui nu știu câte animale, vreo 5 animale. Și era primul animal pe care, de pe listă, ești cum ți-ar plăcea ție să fii perceput, al doilea este cum ești în realitate, al treilea, cum ești perceput de către prieteni, sau nu mai știu, o poveste din asta. Și când am răspuns, nu mai știu, la prima întrebare, și care e animalul preferat? Am zis tigrul. Așa vă vedeați ca un tigru? Nu mă vedeam eu ca un tigru, eu nu știam care e răspunsul testului. Dar cert este că vorbeam despre o ficțiune. Un animal care îmi place. Dar îmi place cum apare el în ficțiunea mea. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu el. Altfel decât la grădina zoologică. Cum ar putea să-ți placă tigru? Ce știi tu despre tigru? Dar eu trăiam așa, într-o poveste. Iar fratii meu la răspuns a zis găina. Și mi s-a părut foarte tare atunci. Și mi s-a părut foarte tare. Și m-am simțit prost eu față de mine însumi. Că n-am spus cu adevărat ce îmi place, că nu m-am întrebat cu adevărat. Nu că tigru nu-mi plăcea, îmi plăcea ca ficțiune. Și l-am pus deasupra relației pe care o aveam eu cu lumea adevărată. Lumea în care te miști, în care trăiești. Ați omorât vreodată găină? Am tăiat, da. Sunt și traumatizat de asta. Dar lumea în jur e într-o chestie și tu nu mai... Adică e normal, aia e.
Și o dată la tulburări mi-a dat tantinuța, mă, și mi-a dat să tai un pui de rață. Și mi-a dat un cuțit, dar era un cuțit din ăsta... Nu, un cuțit normal, dar cuțit de ăsta, de... Nu era un cuțit de bucătărie, era un cuțit din ăsta de serviciu, de la normal, care nu taie de obicei. Și am chinuit puiul ăla de rațional și să-i tai gâtul și mă ăla plânsul și plângea și frate, mai nu știu. Avea 7 ani. Și nu reușeam să, și am schimbat și cuțitul și nu știu, și m-am omorât. Nu, asta nu mai țin minte nimic legat de asta. Nu cred că m-am atins. Apoi o altă chestie care s-a întâmplat într-o cursă din asta de șoareci, s-a prins un șoricel și atunci am plâns toți trei, mamă, era corul robilor acum. La Necat, în Ligian, bunica.